Vă salut! Cei care sunteți abonați, probabil că vă amintiți de acest generator. Am făcut un cadru pentru el și am rămas testându-l doar cu un rezervor ceva improvizație. Acum am găsit ceva care o să rămână. E mai mic, undeva la 3-4 litri, dar îmi place aspectul. Deși acum realizez că cadrul la generator l-am făcut prea robust, o mulțime de spațiu liber. O să pun o pancardă cu ceva, restaurare și reparații, o reclamă. În fine, aia ar fi altă problemă, altă poveste. Însă acum vreau să-i fac testul suprem, ca să îl numesc așa. Vreau să sudez cu el, să-l testez la sudură. E destul de mare și robust. Nu recomand această practică decât dacă pe generatorul dumneavoastră scrie compatibil pentru sudură. Și aceasta este și un avertisment. Deci numai dacă scrie compatibil pentru sudură să folosiți la așa ceva. La meu nu scrie nimica, nici firmă, nici absolut nimica. Nu știu de câți kilovați, habar n-am. E un experiment de-a meu. Dacă îl stric, se întâmplă. Știi? Asta e. Bun, am o cameră de filmat care tot timpul o să fie pe voltmetru, e conectat la o priză, iar la a doua priză e conectat invertorul, care e acolo. Am să încerc cu două tipuri de electrozi, bazici 2,5 și rutilici 3,2, pe o bucată de profil de 2-3 mm de grosă, profil dreptunghiular. Bun, concluzia după test. Am sudat undeva la 3 electrojumate. Ați văzut schimbând. Sudat aproape un electrod. Am pus bazicul, l-am terminat bazicul, am revenit la 325 și înainte de a începe filmarea am mai sudat cu un electrod de 325. Deci în total 3 electrozi, 2 de 325 și 1 bazic. 100% și am mai terminat un 325 cam un sfert. Generatorul s-a comportat destul de bine. E și canicul afară, n-am vrut ca să fac vreo nefăcută. Nu știu nici dacă e compatibil cu sudura, nu aș vrea să străpung generatorul. Și eu sunt mulțumit. Invertorul iar a avut performanțe foarte bune. În schimb, electrozii mei nu sunt foarte buni. Ceva destul de ieftin. Ambii, și bazicul și rutilicul. Da, ce să mai zic. E ok. Trebuie să mă gândesc la un mod creativ de a mai ascunde partea asta. Dar el funcționează bine. N-am știut atunci când am făcut ultima dată video cu el ce performanțe are. Nici acum nu îi cunosc maximul. Însă am văzut că undeva la 120 de amperi era aproape de ceea ce putea el să ducă. Maximum mă refer. Am să mă uit și la filmarea de pe aparatul mic, când e cu voltajul. Dacă cumva atunci când am dat la 120 de amperi a scăzut sub 220 de volți. Eu i-am făcut pârghile pentru arcurile la pârghia de turație. Deci tot e o improvizație practic aici la acest generator. Având în vedere că nu are AVR, regulator de tensiune, cred că s-a comportat destul de bine. Ținând cont că nu e de fabrică, că e fabricat de mine. Cum să vă arăt și cum a sudat. Bine, diferite amperaje, bineînțeles. De exemplu, aici cred că am dat cu bazicul, dar era prea mare amperajul. A tăiat în material. Adică tindea să taie, aici a tăiat. Aici e destul de ok, spre sfârșit s-a încălzit prea tare și a străpuns. Oricum era foarte mare amperajul aici. Aici a fost ok. Asta e bazic și merge mai greu. Da, asta e destul de ok. Aici iar am pus, cred că la 120 de amperi și am și strapuns materialul, l-am tăiat. Bun, cam asta e sudura cu grup electrogen plus invertor Migatronic.